Bună ziua și bine ați venit la întrebări esențiale, domnule Cristi Puiu. Ce drăguț! Tocmai am început și ați primit un sărut. Bine ați venit, domnule Cristi Puiu. Bine, acum o să-mi zici Cristi, totuși, nu o să vorbim așa. Sau e obligatoriu? Vrei să deconspirăm? Deconspirăm. Ne știm de ceva ani, chiar de pe vremea lui Ceaușescu, aș putea spune. Ok, hai să ne simțim cât mai în largul nostru și să ne formalizăm. Ozana, să ne simțim ca în Ozana. Ca în Ozana, da. Ozana cea frumos curcătoare și limpede ca cristalul. Din creangă, parcă, mi-amintesc că asta la noi era o stație de tramvai celebră în zona unde cum, da, în cartierul Balta Albă. Da, aș vrea să venim un pic în vremurile de acum, pentru că o să vorbim și despre ce era atunci, dar trăim vremuri interesante, o perioadă care ne schimbă, ne-a schimbat, nu-mi dau seama încă ce se va întâmpla. Cert e că ai ajuns subiect de presă nu prin filmele pe care le-ai făcut, sau, mă rog, filmul a fost pretextul, ci printr-o declarație pe care ai dat-o la Cluj. Nu o să mai insistăm asupra ei, pentru că ai explicat și la Marius Tucă și la Ion Cristoiu în interviuri ce a fost cu declarația aceea referitoare la mască. Bine, declarația nu era referitoare numai la mască, se referea la mai multe lucruri. Atât a reținut presa atunci, faptul că te-ai referit la mască, la purtarea măștii de protecție. Dar eu aș vrea să ducem discuția un pic în alt plan și să ne referim mai mult la reacție și la ce a fost după declarația aceea de la TIF. Și e evident că mulți citesc într-o notă politică discursul tău de la festival de la Cluj, și aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere câtă politică era în intervenția ta de acolo. Lumea politizează foarte mult lucrurile. Dacă tu te-ai gândit vreo clipă la politică atunci când ai făcut declarația aceea? De la modul direct, așa, dacă cumva declarația susținea... Păi da, despre asta zic, pentru că o să vedem și ce acuzații ți s-au mai adus între timp. Am mai citit și eu, mi-au trimis, eu n-am Facebook și n-am nici Twitter, mi-au mai trimis prietenii, mi se pare că oamenii au spus prostii cu ghiotura, mă acuză pe mine de a fi spus prostii acolo la Cluj, dar ce s-a întâmplat e, mă rog, și-am explicat și nu era niciun fel de discurs antimască, lucrurile au fost distorsionate la modul cel mai brutal cu putință. Mi-am amintit puțin de ceea ce se întâmpla în piața universității în 90, mergeam, protestam acolo, apoi ne întorceam acasă, ne uitam la televizor și televizorul spunea despre oamenii din piață că ar fi fost cumpărați cu blugi, droguri și valută. Am avut același sentiment. Eu am spus, eu port masca în spațiile închise, la modul cel mai explicit. Iar ei au spus, Cristi Puiu, discurs, unii au spus halucinant, discurs antimască. Halucinant, adică nu era doar antimască, era și halucinant. Și apoi s-au trezit unii să mă insulte realmente. Da, n-am înțeles ce a fost acolo, în fine. În ceea ce privește relația mea cu vreun partid politic, e de o stupizenie afirmația, așa, nici nu merită comentată. Am încercat ieri, de exemplu, să clarific aspectul ăsta în emisiunea lui Victor Ciutacu. Și am fost la Victor Ciutacu și am povestit așa foarte pe scurt, da. După piața universității în 92 m-am înscris la PNC,
ca reacție la ceea ce se întâmpla și ceea ce socoteam că este instalarea la putere a unui neocomunism, a eșalonului 2 al Partidului Comunist, și mi-am zis, băi, dacă tot sunt așa simpatizant PNL, cum era atunci, pentru că ții minte, le luam așa la pachet, atunci, dacă vin ăștia la putere și ne bagă la pușcărie, măcar să mă bage pentru chestia asta, pentru că, iată, eu gândesc ca oamenii ăștia. Era un soi de, cum să spun, influență foarte serioasă a lecturilor de atunci. Eram tânăr, aveam la ora aia, vremea pieții universității, 23 de ani, apoi la 24-25 de ani am înscris la PNC. Deja trecusem prin câteva lecturi foarte serioase, mărturii din închisorile comuniste, lucruri de care n-am știut nimic, și am făcut corp comun cu discursul țărăniștilor. Și cam asta a fost pe scurt ce s-a întâmplat. Ulterior, în momentul în care nu mai țin minte în ce an, după ce m-am întors din Elveția, undeva după 96-97, probabil, că a fost chiar în momentul în care lucram la Marfa și Banii, am fost la niște alegeri acolo, am fost de vreo câteva ori la partid înainte să plec în Elveția. La ședințe? La ce? Măi, da, erau niște întruniri din astea, noi ne duceam mai mult și eu și fratele meu din curiozitate să ne întâlnim cu supraviețuitorii, oamenii ăștia bătrâni care au supraviețuit infernului comunist, gulagului. Și era așa ceva de o tristețe, na, adică nu era, în fine, ședințele alea, discuțiile la care am asistat erau destul de triste, păreau că nu există niciun fel de soluții pentru a ieși din nostalgia asta a unei epoci de mult apuse. Na, se cânta Trăiască Regele, se cânta, ce se mai cânta pe acolo? Nu, Trăiască Regele, la un moment dat au cântat și vorbeau despre pușcările comuniste. Ulterior, când m-am nimerit la organizația asta, Sector 3, știu că au fost alegeri la un moment dat și mi s-a spus cu cine să votez și n-am înțeles chestia asta, era ca la UTC. Și am zis, bă, nene, nu am spus cu cine să votez. Da, erau niște alegeri acolo, nu mai știu, interne. Filială, da. De filială, și am zis, bă, eu nu, n-am nicio treabă cu asta. Și ar trebui să închei cu lucrurile astea, ceea ce am și făcut și am întors spatele cu totul politicii. Aia a fost înainte de anul 2000. Probabil că atunci, în perioada aia în care făceam Marfa și Banii, cred că ultima oară am avut treabă cu cineva de la PNC, în momentul în care făceam Marfa și Banii, m-am dus să mă plâng pentru că omul care era pus în fruntea casei de producție Rofilm, o casă de stat, era pus acolo de către Convenția Democratică, de către PNC chiar. Și atunci m-am dus la secretarul de partid, sau cum se cheamă el, reprezentantul, filiala, Sector 3, nu știu cum se cheamă, nici nu cunosc termenii. M-am dus acolo să spun, domnule, ăsta îmi pune bețe în roate, mă împiedică să fac filmul, nu știu ce face cu banii filmului. Și atunci a dat, era un domn Ghiță atunci, șef la Sector 3, și l-a sunat pe acest surcel să-i spună, domne, nu se poate, domne, nu se poate să faci așa ceva. Domnul Puiu e membru de partid la noi. E mai vechi ca dumneata. El e din 90, băi, dumneata ești din 96. Și a doua zi m-a chemat ăsta, șeful ăsta, directorul ăsta, surcel, la el în birou și mi-a zis, bine, domnule, dar ce nu mi-ai spus că ești de al nostru? Ca și cum ar fi avut vreo legătură cu ceva. Și cam acolo s-a terminat cariera mea politică, așa direct. Și de atunci, cum am mai spus, am votat ca marea majoritate a românilor, am votat răul cel mai mic. Adică s-a întâmplat chiar să votez cu Iliescu atunci când contracandidatul lui Vadim. Iliescu, Vadim. Da, în 2000. Și cam la asta se reduce politica. Și spun asta pentru că oamenii care au probleme cu auzul și cu înțelegerea, mă refer strict la aia care au sărit la beregata mea după povestea asta de la Cluj, ar trebui să înțeleagă că datoria, nu rolul, chiar datoria unui om care activează în câmpul ăsta foarte larg și generos al artelor de toate culorile, este să strige, să spună de fiecare dată, atunci când are posibilitatea, că regele e gol. Când apar disfuncții,
el trebuie să le amendeze. El ar trebui să fie, cum să spun, prima goarnă a libertății. Că se întâmplă să greșească sau nu și că de foarte multe ori artiștii ajung să fie cumpărați, ăsta e un fapt, iarăși. Nu putem comenta asta foarte mult pentru că se întâmplă chiar sub ochii noștri, nu? Bun, apropo de asta, deci nu te-ai dus la PSD. Nu am nicio treabă. Nu te întreb că așa a apărut. Cristi Puiu face propagandă PSD. Bun, apropo de asta, dăm voie să dezvălui eu, că țin minte foarte exact în 90, când ne-am întâlnit la intrarea la secția de votare, la școala 116, eram amândoi acolo, erai foarte entuziast să votezi cu Ion Rațu, mi-amintesc foarte exact. Păi puneam și afișe, nu? Da. Nu, asta este o chestie foarte ciudată, că imediat oamenii au sărit la scandal și s-au grăbit să mă acuze de fel de fel de simpatii, fără să înțeleagă mare brânză din ceea ce sunt. Și probabil că nu contează pentru ei ce sunt, dovadă reacția, dar pentru ei ar trebui să conteze, pentru că mi se pare că ei pierd din credibilitate atunci când se repet să arunce cu rahat așa la voia întâmplării. Da, asta este o altă discuție și probabil că ține de educație și de cei 7 ani de acasă și de deontologia profesională, ține de foarte multe. Și apoi e un lucru aici. Tu poți să fii în dezacord cu cineva, dar pasul ăla pe care ajungi să-l faci, pasul ăla către insultă, băi, ăla e un pas greu de făcut. Atunci când îl faci, atunci... Băi, întrebarea este ce te-ar putea determina să faci recurs la insultă? Pentru că tu te pui într-o poziție foarte riscantă, tu, cel care insultă. Adică ar trebui să fie ceva foarte serios. Adică de ce ai insulta pe unul ca mine, de exemplu? Acum, sigur că e ușor, pentru că suntem în secolul 21, dacă acum un secol jumate, să zicem așa, ai fi fost provocat la duel. L-aș fi provocat la duel, aș fi cerut satisfacție. Acum nu poți, nici măcar nu poți să faci recurs la lege, pentru că insulta nu mai există. Nu poți da în judecată pe cel care te insultă. Pe cine ai fi provocat la duel? Că au fost foarte mulți, adică te duelai cu fiecare în parte. Da, și un film cu mai multe episoade. Un serial. Un lung serial, așa, da. Da, bun, ca să aducem vorba despre cei care te-au criticat, Cristian Tudor Popescu a spus că ți-ai făcut, de fapt, propagandă filmului. Asta e o afirmație fără niciun fel de suport și de o stupizenie greu de analizat, pentru că ar trebui să existe o logică, un fragment de sens acolo. În ce fel? De regulă, filmele de autor și ceea ce fac regizorii acestui nou val ajung să fie... Ajung la publicul lor cel mai adesea cu ajutorul sau prin intermediul criticii. Articolele de film care ajung să recomande noile filme ale regizorilor din România, care, în fine, prezente la Cannes, Berlin, Veneția sau unde ajung ele să fie prezentate, mai primesc câte un premiu și așa mai departe. Este un cu totul și cu totul, e alt strat. Nu. Să vii să faci, să-ți propui să faci un scandal pentru că astfel să atragi atenția oamenilor asupra filmului pe care l-ai făcut, ar trebui să aibă legătură cumva scandalul cu filmul. Nu așa la întâmplare. Asta e una. Nu prea mă pricep la marketing și de altfel nici nu mă ocup de chestia asta, nu m-am ocupat niciodată. Iar cineva care urmărește fenomenul cinematografic, cum pretinde domnia sa că o face, ar trebui să fie la curent cu lucrurile astea. Dar probabil că ce s-a întâmplat este o poveste mai
degrabă legată de formula și-a pus chelul mâna în cap, pentru că, așa cum știm, hoțul strigă hoții, probabil că există, că practica asta este proprie lui însuși, mie nu, și probabil că a făcut doar așa un soi de spagat și mutatis mutandis, asumând că el, că dacă el face asta pentru a-și face reclamă, atunci absolut oricine altcineva face același lucru. Asta așa, ca să-i dau un sens afirmației. Pentru că altfel nu înțeleg. Altfel nu înțeleg absolut deloc. Am mai auzit-o și la alții. Băi, așa de simplu e un film de 200 de minute. E suficient să spui la microfon să, adresându-te publicului, să trimiți, să arăți cu degetul către guvernanți și către proasta gestionare a crizei, cum eu socotesc că este cazul, și nu numai a crizei ca atare, dar a relației cu, pe care guvernanții ar trebui să o aibă cu, să zicem, alegătorii, măcar să se gândească la perspectiva asta, dar în realitate nu e vorba despre alegători aici, ci e vorba despre semenii lor. Să renunți așa de ușor la ceea ce ar putea, te-ar putea așeza, ajuta într-o situație de criză, și asta fiind solidaritatea cu semenii tăi și dialogul, mi se pare că asta este o greșeală fatală. Soluțiile pot apărea de temiriunde. Prin urmare, tu ar trebui să fii interesat să intri în dialog cu specialiștii, și nu doar cu medici, dar cu economiști, pentru că, iată, economia este și afectată și va fi foarte serios afectată. Și cumva să acorzi o tribună vocilor celor mulți, nu? Adică, în fine, asta este mai mult, socotește-o mai degrabă o speculație a unui om care nu are niciun fel de treabă cu politica. Dar să gândești... Da, ideea e că de-aia te-am și întrebat la început lucrurile astea, pentru că s-a politizat foarte mult totul. Totul e privit prin spectru politic. Tot la orice problemă discutată, iar noi avem în primul rând o criză sanitară, medicală, să-i spunem așa, ea e automat privită prin ochelarii ăștia de politician. Chiar și de către public ai zis că nu intri pe social media, eu sunt obligat să o fac și văd acolo reacții și cum se poziționează lumea și cum, de fapt, nici nu ascultă. Da, e atentă la argumente, nu-i pasă de argumente. Deci totul e văzut, ei linia politică pe care ți se pare ție că au dat-o cei pe care îi susții și mergi pe ea înainte, indiferent ce ar fi, treci cu capul prin zid. Apropo de asta și de mască, vreau să te întreb, tu cum vezi, de exemplu, cum ai comenta, nu știu dacă l-ai văzut, fotografia din biroul premierului Ludovic Orban, în care el și mai mulți miniștri stăteau fără mască, era ziua lui. Sau incidentul, ca să dăm și din partea cealaltă, cu doi deputați PSD care s-au dus la șaurmărie și n-au vrut să pună mască pe figură, au ajuns să fie amendați de poliție. Cum vezi astea? Vorbim de politicieni. Păi vorbim despre cei doi deputați PSD. Cred că lucrurile sunt foarte, foarte simple. Erau de la PSD. E simplu. E de la PSD, e la rău. Apoi... Iar prin asta am răspuns și la prima întrebare. Dacă suntem de la PNL, putem. Noi putem să facem asta. Acum, dincolo de discuția asta de impuneri și de reglementări și de... În fine, de dincolo de pandemie, cred că povestea asta cu criza sanitară este o poveste mai adâncă.
și nu cred că sistemul sanitar din România se scălda în apele cele mai limpezi înainte de pandemie. Se pare că a fost o problemă întotdeauna în România și o să rămână o problemă, este o problemă, iar la asta se adaugă pandemia, adică colac peste pupăză, după ce că eram în fundul pământului, a mai venit și zicea tataia, că avea tataia o vorbă asta, cum e, ți-e bine, mă, ești bine, nu așa ca câinele în puț cu pătura în cap. Și așa era și sănătatea în România, exact precum câinele în puț cu pătura în cap. A venit pătura asta, a venit pandemia să astupe și ultima rază de soare. Mi se pare că e momentul, și mi se pare că la asta asistă așa, un fel de slalom printre probleme, nimeni nu îndrăznește să-și asume responsabilitatea și nimeni, sau foarte puțin de fapt, greșesc, foarte puțin oameni din interiorul sistemului sanitar îndrăznesc să spună că regele e gol. Iar atunci când o fac, bineînțeles că li se pune pumnul în gură. Păi și atunci eu mă întreb, bă, poate că ei greșesc, dar dacă nu greșesc, tu, guvern, n-ai fi interesat totuși să primești această informație venită din interiorul sistemului? Dacă pe tine te interesează cu adevărat să iei deciziile cele mai bune în ceea ce privește însănătoșirea sistemului sanitar, atunci, în mod obligatoriu, ar trebui să fii interesat să-i asculți pe specialiștii din interiorul sistemului atunci când ei înșiși critică și sistemul sanitar, dar și măsurile luate. Pentru că pe tine te interesează, pe absolut orice guvernant ar trebui să-l intereseze să facă lucrurile să meargă. Și atunci cum faci? Tu nu ești un mare expert în medicină, tu nu ești un mare expert în habar n-am, în management sau habar n-am. Nu poți acoperi foarte multe domenii. Ca să zic așa, competențele tale sunt limitate. Și atunci ce faci? Păi faci ce fac oamenii deștepți de regulă. Adică te înconjori de specialiști, cu specialiști. Oamenii care știu. Da. Oamenii care știu. Și atunci cum faci? Îi selectezi după culoarea politică? Păi nu. Pentru că ei atunci o să scânteni strună. Ei o să fie mai degrabă interesați să protejeze imaginea partidului aflat la guvernare. Și asta nu te conduce pe tine la cele mai bune decizii. Poate ar trebui să faci și tu un sacrificiu și în loc să te gândești la ziua de mâine, și anume că electoratul o să te amendeze și pentru a nu te amenda să faci recurs la fel de malversațiuni, să spun așa, mai bine, aș spune, ai face dacă te-ai sacrifica și ai căuta să găsești soluțiile cele mai bune. Spun, te-ai sacrificat pentru că n-ai mai alege să gândești în funcție de culoarea politică a specialiștilor, ci te-ai duce și ai face un tur de orizont și ai face recurs la toți oamenii care au cu adevărat un cuvânt de spus în materie de sănătate, cum este cazul la crizei actuale. Și atunci, da, s-ar putea ca soluțiile găsite să te pună pe tine cumva într-o zonă de risc și chiar să pierzi alegerile viitoare, dar există un ideal mai înalt, nu? Salvarea țării, nu? Despre asta vorbim. Și aici sună foarte grav, salvarea țării. Băi, nu e vorba doar despre sănătatea oamenilor, este vorba despre sănătatea oamenilor post-criză. Este vorba despre măsura în care această frică injectată în capetele oamenilor nu va conduce, de fapt, la comportamente deviante ulterior. Cât de deviante? Păi uite, suspiciunea este... Nu cred că poate conduce la niciun fel de gest sănătos ulterior. Cred că suspiciunea este prin excelență vătămătoare. E otrăvitoare. Otrăvește relațiile dintre oameni. Dar dacă noi funcționăm ca o societate, noi va trebui să cooperăm și după criză, dar și în timpul crizei. În ce fel te ajută pe tine, politician, să bagi frica în populație? Păi nu te ajută. De ce nu vorbești cu medicii? Poți să faci acest tur de orizont, să intri pe toți medicii, să vezi în ce măsură există vreun medic pe planetă care să susțină, cumva, că frica conduce la însănătoșirea bolnavilor. Eu nu cred. Eu cred că în momentul în care bolnavul este înspăimântat, multe chimii se modifică în corpul lui. Da, așa este. Nu chiar există studii științifice care arată cât de importantă e starea de spirit a celui bolnav.
și da. Cât de mult ajută asta la vindecarea ulterioară sau împotrivă la evoluția bolii. Ai pomenit mai devreme despre ceea ce se întâmplă în societate și e evident că există o falie mare care se adâncește. Criza asta mi se pare că a adâncit-o. Dacă te uiți oriunde vezi, oamenii sunt în tranșee, unii împotriva celorlalți. Vorbim de România, acum dacă vrei extindem și ce se întâmplă în alte țări. Dar falia asta e mai de mult? Ți se pare, ai simțit-o și până acum s-a acutizat? Care e impresia ta? Impresia mea este că povestea a început atunci, în momentul pieței. A fost piața universității, societatea românească s-a scindat, povestea a început atunci, acolo unde imediat după Revoluție trăiam cu impresia că, iată, solidaritatea a renăscut. Exista pe vremea lui Ceaușescu un soi de solidaritate negativă, adică... Da, îl uram toți pe Ceaușescu, cam exact. Asta era. Îl uram toți pe Ceaușescu și asta ne făcea să ne ajuta să credem că suntem asemenea cumva și că, domne, luptăm cu același rău. Da, după piața universității și apoi lucrurile s-au accelerat destul de serios pentru că a urmat trădarea lui Băsescu, adică a democraților, în momentul în care s-a format Provenția Democratică. Așa se văd lucrurile de la mine. Mie mi s-a părut că Democratica a fost distrusă de Băsescu și poartă această răspundere, Băsescu însuși. Intelectualii poartă o răspundere destul de serioasă și în perioada aia au purtat această răspundere și o poartă în continuare azi. O purtăm, dacă noi suntem intelectuali, purtăm această răspundere. Și anume... Da, cred că intelectualii trebuie să vorbească de fiecare dată când lucrurile nu funcționează și trebuie să lase deoparte partizanatul, trebuie să fie în afara, dincolo de orice fel de ideologie și așa mai departe, dacă asta e posibil. Și apoi a fost trădarea liberalilor în mai multe rânduri, dar prima dată i-au vândut pe țărăniști. Și asta, vorbesc despre asta în momentul în care au avut loc alegerile imediat după guvernarea asta, în 2000. Convenției Democratice, la alegerile în 2000. Da, la alegerile în 2000 și am ajuns la formula aia să alegem între Iliescu și Vadim, la turul 2. Și apoi vezi că lucrurile s-au rostogolit în direcția greșită și asistăm la o alianță PNL-PSD, acest USL, nu știm cu ce se mănâncă, a ajuns să separă Băsescu un tip mișto. Și încet, încet, până azi, la discursul lui Iohannis, care nu are nimic de spus și nimic de propus, singurul lucru pe care l-am auzit on and on în campaniile lui electorale erau niște, habar n-am, niște critici, vagi critici, de fapt, pseudo-critici aduse PSD-ului. Ceva luat din presă, dar a spus, băi, uite, eu sunt bun pentru că ăia sunt răi. Nici povestea cu ăia cât de răi sunt PSD-ul, cât de rău e PSD-ul, nu era foarte clară. Vorbesc aici din perspectiva argumentelor aduse, pentru că, da, e adevărat, Viorica Dăncilă nu vorbea corect limba română, e adevărat Dragnea, cu multe probleme, cu dosare, cu nu știu ce. Băi, dar nu e ca și cum de partea cealaltă lucrurile ar fi stat mai bine. Adică nu e ca și cum liberalii n-ar avea aceste bube, nu? O vedem acum, se întâmplă sub ochii noștri. Adică cât de bine vorbesc ei, mă rog, unii dintre ei limba română. E un semn de întrebare foarte serios. Și cât de ocoliți au fost ei de dosare în tot intervalul ăsta de timp. Adică în 30 de ani te miști în interiorul cercului puterii, băi, e complicat să fii așa curat. Și atunci când ești cu adevărat curat, probabil că trebuie să sfârșești la ghilotină, pentru că nu, de ce m-ar interesa pe mine să te țin acolo?
Vorbeam de scindarea societății și tot spre politică ne-am dus, deci crezi că motivul este politic, în primul rând. Păi, sau ține cumva de noi, de români, e în gena noastră să fim scindați, să nu putem să fim solidari, să nu putem să construim lucruri împreună? Băi, cred că peștele de la cap se împute și câtă vreme la începutul anilor 90 atenția a fost ocupată de jocul politic, cred că asta a fost și atunci și până recent și este în continuare, de fapt, răspunderea clasei politice. Adică nu în totalitate, încet, încet lucrurile s-au așezat așa pe o direcție. În momentul în care am fost primiți în NATO, ulterior am fost primiți în Europa, am socotit că gata, domnule, ne-am făcut treaba, suntem pe drumul cel bun, nu ne rămâne decât să trăim fericiți. Dar lucrurile nu s-au întâmplat așa, știi bine, și greșeli s-au tot făcut. Dacă e în genă, nu știu dacă este în genă, dar cred că a funcționat un mecanism pe vremea lui Ceaușescu, iar mecanismul ăla a fost reactivat. Cred că scapă cine poate, acest mecanism scapă cine poate, mecanismul ăsta, și cum vorbeau aia în cartier, mai bine să plângă măsa decât să plângă mama, chestia asta, mai bine să moară capra vecinului și așa mai departe, e mecanismul ăsta, care nu are nume, în fine, legat, dar cu multe, multe, multe ramificații secundare de mecanismul ăsta al țapului ispășitor, cred că ăsta a funcționat. Fiecare a căutat de la un punct încolo să se salveze pe sine. Pe sine și propria familie. Și atunci, da, s-a scindat, s-a mărunțit, adică... Da, că ai pomenit de perioada comunistă, mulți regretă solidaritatea de atunci. Repet, mie mi se părea că e doar că ne unea faptul că luram pe Ceaușescu cu toți. Da, era o falsă. Vreau să scăpăm de el, dar mi-amintesc ce se întâmpla la cozi. Că știi și tu că ai participat, depun eu mărturie, la cozile la alimente, când era o luptă de supraviețuire acolo, clar, era fiecare pentru el. O nenorocire era, o nenorocire. Și taică-miu în ultimii ani, pentru că mai... să zic așa, petrecea timp cu intelectualii din cartier la o sticlă de rachiu de vin. Mai putea să-l acceseze pe Nealică, pe tatălui Sorin, știi? Care avea niște intrări la alimentară. Și când venea carne, putea să zic, domnule, pune-mi și mie deoparte, nu știu ce. Că erau prieteni de pahar, știi? Adică erau niște intervenții din astea. Oamenii căutau să supraviețuiască în fel și chip. Adică vreau să spun că faptul că taică-miu era alcoolic venea și cu niște avantaje în epocă. Am înțeles. Adică, da, așa e. Este o minciună povestea cu solidaritatea. Nu era solidaritate. Exista unul pe care îl scuipa toată lumea și asta funcționa așa și ca terapie de grup. Bă, nene, dacă n-ar fi Ceaușescu, ce am fi făcut noi? E, uite, Ceaușescu a dispărut și ce ați făcut voi? Da, hai să nu fim atât de răi cu noi sau numai cu noi. Cum ți se pare că sunt alte popoare acum în plină pandemie? Păi nu, mie mi se pare că ni se aplică... Ce se întâmplă în America, de exemplu? Bă, li se aplică tuturor, dar este evident. Chestia asta cu noi românii care suntem necivilizați, asta este o prostie. Oamenii uită foarte ușor, ceea ce probabil că nici n-au învățat vreodată. Puneți una pe cartea de istorie, oameni buni. Disciplina s-a impus cu bâta, cu parul, cu ghilotina. Nu există așa ceva. Nu, frica păzește bostănăria, asta este un proverb valabil și în Franța, nu? Și în Statele Unite și la Kuala Lumpur. Nu? Da, este știi, imaginea aia din India cu oamenii abătuți. Spunea cineva la un moment dat, de ce nu ne bate și pe noi? De ce nu ne bate și pe noi? Că amenziile astea sunt mult mai... Astea ne dor mai tare. Mai bine niște nuiele. Că... Bă, și stai și te gândești. Da, de fapt e adevărat, sunt fel de fel de victime ale acestei pandemii și multe dintre ele
Da, fac parte dintre cei care și-au pierdut slujba în mediul privat, fel de fel de firme care și-au redus personalul, care chiar au închis. Sunt oameni afectați. Aia de la țară, știi, poate mai puțin în mod direct, știi, că te gândești, băi, mai ai o găină, mai păcălești cumva, ai o ceapă, o roșie în grădină, ăștia din cartierele astea de blocuri, cum fac? Păi probabil că au și ei o rudă la țară și ne întoarcem din nou, așa, încet, încet, la modelul ăla din anii 80, unde, da, era foarte important să ai pe cineva la țară. Da, nu știu, e... Cred că asta se întâmplă și în, și în Europa Occidentală și, da, ei au un antrenament mai de durată în ceea ce privește reacția față de măsurile autorităților și ai văzut că au fost fel de fel de meeting-uri, mulți oameni la Berlin, în Franța la fel, a fost la un moment dat. N-am mai ținut pasul cu știrile. Mi se pare că au fost și la noi aici, la vecini, la Bulgaria, au fost niște proteste. Bulgaria, da. Iar când s-a întâmplat să iasă ăia în Piața Victoriei, nu știu ce, a început marea bășcălie națională. Adică erau niște inconștienți, niște nebuni conspiraționiști. Poate da, poate nu. Dar ce se întâmplă? Ce o să se întâmple într-un an de zile, în doi ani? Lumea o să se schimbe. Și o să se schimbe destul de violent. Oamenii vor fi afectați. Fiecare va căuta să se strecoare și să ocupe o poziție cât de cât stabilă în schema nouă. Nu? În acest new normal despre care se vorbește așa până la sațietate. Apoi domnii ăia la Davos vorbesc despre o resetare a sistemului. Păi dacă ăia vorbesc despre această resetare, nu? Șeful ONU sau... Oameni importanți, nu? Oameni care dau tonul, nu? Atunci probabil că este vorba despre o resetare a sistemului și probabil că, na, m-am gândit în varianta câștigătoare, lucrurile au fost în mintea mea, s-au petrecut în felul următor. Oamenii politici de pretutindeni și-au dat mâna și-au zis așa: haide să găsim o soluție, un fel de a schimba macazul, astfel încât populația să accepte. Pentru că tot ce facem noi este spre binele oamenilor, doar că ne-ar lua foarte mult timp să le explicăm oamenilor cum și în ce fel ar trebui să înțeleagă că noi facem pasul către un soi de transumanism, nu? Se vorbește foarte mult de hipertehnologizare și așa mai departe. Și că dacă noi vom lua anumite măsuri și voi veți protesta, drumul către acest viitor luminos ne va fi îngreunat. Așa că mai bine, haide să îi păcălim pe cetățeni, să profităm de această pandemie. Doamne, o epidemie, este un virus, este ucigaș, cât de ucigaș e el, nu știm cu exactitate, dar așa cum procedează părinții cu copiii atunci când copiii se îmbolnăvesc și ajung să le pună pe o linguriță, să iau într-o linguriță de zahăr să toarne și puțin argocalmin, că altfel e greu să-l iei, și ca să-i scadă temperatura copilului, o pui pe o linguriță de zahăr sau de miere, îi pui medicamentul așa pe așa și cam asta ar fi bine să facem și noi. Adică haide să o împachetăm frumos povestea, astfel încât oamenii să accepte. Și atunci îi punem pe toți pe stand-by, iar în momentul în care se reactivează economiile, va fi mai ușor pentru noi să nu îi angajăm decât dacă respectând transparența, ne-ar fi să-i dăm afară, să-i concediem. Adică mai bine să mutăm responsabilitatea la ei. Pentru că mie asta îmi dă. Cetățeanul este responsabil pentru toate relele. Iar dacă există epidemie, există pentru că oamenii nu-și poartă corect măștile sau lucruri de genul ăsta. Atunci mă gândesc, da, poate că există o bună intenție a politicienilor, a clasei politice. Noi nu putem înțelege exact încotro se îndreaptă planeta și, prin urmare, ar trebui să acceptăm și să funcționăm în baza acestei încrederi
Și să acceptăm, nu, că politicienii, clasa politică, ne vrea binele. Pentru că, iată, se întâmplă pe toată planeta, nu doar la noi în România. Deci nu există niciun fel de pericol a dictaturii. Deși nimeni nu spune că dictaturile stau între frontiere. Poate exista o dictatură globală? De ce nu? Că n-am mai văzut. Păi, dar eu nici o pandemie din asta n-am mai trăit. O pandemie. Bun, a fost gripa spaniolă din 1918. Și s-au oprit economiile? Nu știu, n-am trăit pe vremea aia, nu știu exact ce s-a întâmplat. Cert e că au murit mult mai mulți oameni decât acum. Dar economiile s-au oprit? Asta este, aici mi se pare bine, că este... atunci lumea termina și un război, primul război mondial, deci situația era un pic diferită, dar... Gândește că nu era televizor și nu era internet și nu era Facebook, iar informația circula foarte greu, iar majoritatea oamenilor locuiau la țară, etc., etc., etc. Vorbim de o altă planetă. Nu știu. Eu nu spun că lucrurile stau așa, adică să ne înțelegem. Dar pentru faptul că multă, că informația este blocată, cumva libertatea de expresie este blocată. De fiecare dată când apare o opinie contrară, oamenilor li se pune pumnul în gură. În momentul în care lumea în care trăim este ajunge să fie guvernată de oameni care dețin adevărul absolut, ar trebui să ne punem niște semne de întrebare foarte serioase. Cum se face că ăia care dețin adevărul se află în vârful puterii, în vârful piramidei? Nu există așa ceva. Și mai sunt întrebări, vorbesc de domeniul meu strict acum. Când vreodată, dacă nu în dictatură, artiștii cântau în cor? Nu există. Într-o lume liberă, artistul este liber să-și spună opinia, să se manifeste, să submineze prin discursul lui puterea atunci când puterea calcă în străchin, să se opună puterii atunci când puterea face abuz de putere. Eu ce văd în jurul meu este nu în România, mă, peste tot, oamenii care au vizibilitatea cea mai mare, artiștii care au vizibilitatea cea mai mare, sunt artiștii care cântă în cor cu guvernanții. La noi este foarte evident, adică băi, ești cu atât mai artist cu cât subscrii la deciziile luate de guvernanți, de către guvernanți. Și pentru că acum guvernul este compus din cei care sunt de partea bună a forței, că nu mai e PSD-ul, ăla era rău. Acum e bine, suntem cu băieții buni. Pare că nu a început să bată vântul și pe strada artiștilor. Dar nu e așa. Bun. Ce ai zis tu cu politicienii care și-ar fi dat mâna să schimbe lumea, e o variantă super optimistă. Eu cred că lucrurile sunt mult mai amestecate. Nu-mi dau seama dacă există o gândire. Am citit tot felul de articole cum că lumea se îndrepta într-o direcție greșită și trebuia pus stop și trebuia să resetăm totul. Am auzit, am citit teorii de genul ăsta. Însă, cred că lucrurile sunt complicate la nivel mondial. Adică, cred că am văzut multe filme de astea în care există control total, în care toți ăștia care pun în aplicare acționează ca la o singură comandă, cred că e mai complicat de atât. Cred că această criză are și profitori, oameni care, mă rog, oameni, politicieni, puteri, state care încearcă să profite pentru, cum eram noi pe vremuri la coadă, ca să ocupe un loc mai în față, după ce s-a creat busculada. Mă, știi care e chestia, Dane? Da, cu siguranță lucrurile sunt mai complicate, dar sigur că nu există acest conclav.
sau chiar dacă există, oricum el nu are cum să funcționeze așa fluid. Știu, lumea se gândește la loji masonice, la tot felul de grupuri de-astea de înțelepței lumii care stau, se adună ei și discută despre soarta planetei. Eu nu zic că nu există așa ceva, există, dar mă îndoiesc că totul poate fi pus inginerește așa pe hârtie, că știi că eu am terminat inginerie. Și calculat, uite, aplicăm formulele astea și asta ne iese. E foarte complicat. Oamenii foarte mult. Păi, dar nu. E, cu siguranță, dacă s-ar fi întâmplat lucrurile atât de ușor în felul ăsta, de mult deciziile ar fi fost luate așa, da. E clar că e mai complicat și e clar că nu este atât de simplu și e clar că absolut orice fel de societate secretă este, nu cunoaște acea unitate de monolit, nu, despre care vorbea Ceaușescu, știi, unitatea de monolit din jurul partidului, nu există această formulă. Nici măcar la Partidul Comunist nu era. Nu, la nimeni n-a fost, e evident, dar... Ce este șocant nu e asta, noi aici noi speculăm, adică, bă, se poate să se întâmple așa, poate că e așa, poate că nu e așa, poate că... Ce mi se pare mie șocant este felul în care oamenii au ajuns să se supună, să uite de propriile lor libertăți, să uite că ei au niște drepturi, că există niște drepturi ale omului, înscris acolo în Constituție, nu? Și... Poate pentru că li se pare că pierd ceva ce ei cred că e mai important. Și aici mă refer la chestiile materiale. Despre ce vorbești? Despre sănătate? Nu, apropo de supunere și de asta. Oamenii când acumulează lucruri și lucruri materiale se despart greu de ele. E foarte adevărat, dar asta nu este o explicație stabilă. Adică da, este stabilă până într-un punct. Și aici, iarăși, dacă aplici formula în cazul acestui conclav care conduce sau nu conduce planeta, trebuie să o aplici și în cazul oamenilor. Și atunci ar trebui să spui, da, sunt unii cărora le este frică de una sau de alta, că o să-și piardă nu știu ce bunuri, că o să-și piardă confortul, să zicem așa, de manieră generală. Și pentru că vor să-și apere confortul, atunci vor subscrie la absolut orice fel de impunere va veni de sus în jos. Suntem cumiți ca să nu ne pierdem porția de budincă, să zicem. Dar sunt și alții care vociferează. Atunci tu, ăla care îți aperi budinca, ajungi să sar la beregata lui care vociferează, cumva vorbind în mod indirect și despre drepturile tale, adică te avantajează într-un fel. În ce fel îți dă ție, în urma calculului rapid făcut, că ăla trebuie să sară din schemă? Omul ăla care critică regimul, critică sistemul, ar trebui să tacă. De ce ar trebui să tacă? Te ajută și pe tine, în mod indirect. Aici nu înțeleg eu. Și, adică, în momentul în care vorbim despre despre o alegere conștientă, nu înțeleg. Eu cred că alegerea este inconștientă. Cred că frica... cum am zis, e frica domnește și fără să-și explice oamenii de ce, cum și în ce fel, aleg să-l asculte pe cel instalat în fruntea bucatelor, pentru că el are pâinea și cuțitul și la fel vor alege ulterior dacă ăla va fi decapitat și va fi înlocuit, la fel ca în formula Le roi est mort, vive le roi. Poporul se va supune necondiționat, pentru că există lucruri mai importante pe care nu oamenii aleg să le apere, mai importante decât propria lor libertate. Până la urmă te gândești, bă, dar ăștia care vor libertatea de exprimare, cine sunt? Păi sunt niște oameni care se ocupă cu asta, adică ăla face filme, ăla scrie cărți, ăla scrie poezie, ăla pictează. Sigur că îi interesează, până la urmă este o formă de egoism, pentru că ei își apără tarlaua proprie. Poate că da, poate că nu. Poate că da, poate că nu. Noi sub comunism am înțeles că lucrurile astea au ajuns să ne afecteze pe toți. Adică și oamenii ăia care nu se ocupau cu libertatea de exprimare, libertatea de expresie, au ajuns să fie afectați de măsurile luate de comuniști. Pentru că, și încă destul de repede,
pentru că nu grija de, față de libertatea de expresie îl ținea pe țăran legat de propriul lui pământ. În momentul în care a început colectivizarea și au fost trimiși oamenii la canal, ăla nu se bătea pentru libertatea de expresie, se bătea pentru o lume pe care o pierdea odată cu pământul. El pierdea un univers. Libertatea lui și toate celelalte care vin la pachet, etc., etc., etc. El pierdea o lume. Lucrurile sunt puțin mai complicate, este adevărat. Dar cumva poate că nu ne-a fost, adică acești 30 de ani n-au fost suficienți pentru a ne întoarce în punctul ăla în care, cum să spun, să ajungem să fim capabili să facem, să deschidem gura și să protestăm la modul cel mai relaxat, iar guvernanții să aștepte protestul la modul cel mai relaxat. Adică să integreze protestul în actul guvernării. Că despre asta e vorba. Pe mine protestul vostru mă ajută. În felul ăsta sistemele se reglează. Dacă feedback-ul este corect, atunci nu avem decât de câștigat. Toți. Guvernanții nu sunt foarte încântați atunci când lumea protestează, iar încet, încet văd că lumea nu mai protestează de frică de consecințe. Pentru că dintr-o dată vei fi scuipat pe Facebook, da? Vei fi târât prin mocirlă, tatatitatata, cum mi s-a întâmplat mie de fiecare dată când am spus ceva ce nu semăna cu ceea ce spuneau ceilalți, nu? Ceilalți care scriu pe Facebook, nu? Oameni trecuți prin școli înalte, nu? Etc., etc. Dar cred că ăsta este pasul de făcut și asta este una dintre lecțiile pe care noi ne-am învățat-o corect. Să ajungă un jurnalist să apară pe post și să profereze insulte care mai de care mai surprinzătoare, așa, și neinspirate, lipsite de imaginație cu totul. Adică nici măcar haz nu era acolo. Se pare că este un simptom ăsta. Adică mi se pare că am renunțat la absolut tot. Și nici n-am înțeles această lecție. Adică nici n-am învățat corect lecția asta despre jocul democrației. Acolo unde opinia contrară te ajută pe tine. Bun, aici că vorbeam și de celelalte țări. Eu văd că și pe acolo reacția asemănătoare, deși ei au avut democrație ani buni de zile. Cred că ține mai mult de natura umană. Și, știu și eu ce să zic. Vezi că tu când spui ține de natura umană, tu vorbești din perspectiva educației pe care ai primit-o, eminamente atee. Pentru mine natura umană este legată de Dumnezeu. Mie mi se pare că toate disfuncțiile astea, oricât de tare s-ar urzica poporul muncitor când spun lucrurile astea, cred că problemele de azi sunt legate de absența lui Dumnezeu. Vorbim despre oameni fără Dumnezeu. Despre asta vorbim. Iar Dumnezeu eliminat din conștiința noastră a fost înlocuit cu fel de alte valori, care mai de care mai convenabile, mai înspăimântătoare, știi? Fiecare... Vorbeai de educația atee, asta ai primit-o și tu pe vremea lui Ceaușescu. Ideea e, după Revoluție, ți se pare că noi l-am găsit pe Dumnezeu sau din prima am luat-o pe alte căi? Chestia asta cu găsirea lui Dumnezeu cred că e puțin mai complicată și cred că părinții pot vorbi, sunt mai în măsură să vorbească despre lucrurile astea. De altfel, sunt o mulțime de cărți publicate pe subiect. E la latitudinea noastră. Rămâne la latitudinea noastră. Să ne ducem să căutăm, să cercetăm, să mai mergem pe la biserică, să vorbim cu oamenii ăștia, să nu eliminăm din ecuație această posibilitate. Și poate că, știi cum e, vorbim, cei mai mulți oameni vorbesc în necunoștință de cauză și în momentul în care s-a pus problema asta a mersului la biserică de înviere, au sărit în sus toți intelectualii atașați puternic de valorile astea ale științei atee, care nici măcar nu există așa ceva, știi? Adică absolut orice om de știință decent nu o să elimine din ecuație posibilitatea asta. Nu o să le elimine pe Dumnezeu din ecuație. Mi se pare că lucrurile astea sunt importante și mi se pare că aici este derapajul, pentru că cumva am ajuns să ne mișcăm precum oile fără păstor.
nu există o direcție clară, dată de o sumă, un pachet de valori la care noi să subscriem, să ajungem să subscriem, nu noi în ansamblu, populația planetei, dar măcar așa, grupurile alea tradiționale care existau și care încă există pe lumea asta, știi? Adică, da, eu n-am nicio problemă că tu nu îl iei în calcul pe Dumnezeu, dar tu de ce ai o problemă atunci când eu îl iau în calcul pe Dumnezeu? Eu n-am nicio problemă, nu fac prozelitism, mă duc să-l iau pe ateu la, să-l conving de credința mea. Dar el de ce face lucrul ăsta? Și de ce lucrurile astea, de ce biserica este mai puțin importantă azi? Și așa mai departe. Mi se pare, după aceea că spun că e firea omului pentru mine, da, mi se pare că da, Dostoievski are dreptate atunci când spune că omul s-a născut în genunchi. Da, mi se pare că nu există posibilitatea ca tu să formulezi azi o definiție a omului eliminându-l pe Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu nu există. Este un biped, atât. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, nu înțelegem absolut nimic. Și apoi Dumnezeu, drumul către Dumnezeu, găsirea lui Dumnezeu nu este o chestie care se petrece așa cu nimic deget. Eu am primit educația atee, după cum spui, și e clar. Și dacă mi s-a întâmplat să mă îndoiesc de educația pe care am primit-o, asta a venit doar după ce m-am întâlnit cu mărturile celor care au supraviețuit ororii pușcărilor comuniste. Și în momentul în care oamenii ăia, cei mai mulți dintre ei vorbesc despre Dumnezeu, ajung să te întreb, băi, dar dacă greșesc eu? Și atunci e suficient să spui întrebarea asta. Adică ăsta ar fi un prim pas. Apoi faci următorii pași, te duci, cărțile există, oamenii există, poți vorbi cu ei. Iar în 2000 eu am făcut o serie de interviuri cu supraviețuitori din pușcările comuniste în virtutea lecturilor anterioare și a interesului care s-a născut atunci, la începutul anilor 90, pentru subiectul ăsta. Iar una dintre cele mai luminoase figuri cu care m-am întâlnit, în mod direct, a fost doctorul Miltiade Ionescu. Ulterior, Romulus Rusan a publicat volumul de cu acest interviu pe care l-am făcut cu Miltiade Ionescu și a atașat și filmulețul pe care l-am făcut atunci în 2000. Gândește-te că noi am făcut împreună cu Ștefan Constantinescu și Arina Soienescu, atunci am făcut am lucrat la acest proiect care se chema Arhiva Durerii, cu bani veniți de la Academia Regală din Stockholm. Noi în România n-am primit bani, n-am fost ajutați. Doar grație, cum să spun, grijii pe care ne-a purtat-o Oroveanu, am putut expune la sala Dales. Și vorbim de anul 2000. Adică erau 10 ani de la căderea comunismului și deja povestea cu închisorile comuniste și cu orarea comunistă era șteasă. Hai mă, domnule, mergem mai departe. Și după aceea când a venit Băsescu cu toată povestea aia, condamnarea comunismului, care este cumva singurul lucru pe care îl salut în ceea ce privește deciziile pe care el le-a luat, scandalul a răbufnit. Și ai văzut ce a fost. Lasă că Vadim ocupa avanscena, dar foarte mulți pe lângă Vadim erau foarte vocali și atacau această hotărâre, această decizie, raport. Dar în fine, nu știu, adică am luat-o, m-am dus puțin cam departe. Mie mi se pare așa, ca să închid ideea asta, mi se pare că încet, încet am făcut noi un ocol preț de 30 de ani, dar încet, încet ne întoarcem într-o nouă matcă, aceluiași comunism. Nu ți se pare că ne întoarcem împreună cu tot restul lumii de data asta? Ba da, și mi se pare că proiectul ăla cumva cântat așa de H.G. Wells și de George Bernard Shaw, de Fabian Socialism. Proiectul ăla este în derulare și a fost în derulare pe toată durata secolului 20. Adică da, în estul Europei, după al doilea război mondial, s-a instalat comunismul destul de brutal. El se instalase deja în Rusia în urma Revoluției Bolșevice. Pare că lucrurile n-au funcționat din rațiuni care probabil țin mai degrabă de efectele secundare ale aplicării deciziilor.
mi s-a părut că ce spune Arsenie Papacioc, părintele Arsenie Papacioc, nu este lipsit de sens când spune comunismul a umplut cerul de sfinți. Da, cred că felul în care ei au aplicat deciziile luate i-a îndepărtat și mai tare pe oameni de comunism și atunci ar trebui să-și regândească cu totul strategia. Dar iarăși nu așa dându-și mâna, deși orice este posibil. Dar asta e greu de crezut. Cumva și ideile, și alea bune și alea rele ajung să iradieze. Oamenii de știință ar trebui să studieze fenomenul ăsta, poate chiar un fizic, și așa să dezbată asupra acestei posibile contaminări. Știi, oamenii se contaminează cu fel de fel de idei, probabil, nu știu. Dar cert este că acum suntem mai expuși pentru că ni se promite și avem în față, pus pe masă deja, marea cu sarea. E mișto, avem computere, internet, Facebook, confort, fel de fel de... Suntem importanți, facem selfie-uri.